Proiect de hotărâre privind executarea bugetului întemeit pe scheduri de anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plată a sumei de 4.751 pentru contravaloare pentru transport personal din data și auxiliar aferente lunii martie 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției comunei de legiu la finanțarea activității de protecție de risc rezidențială a persoanei handicapate pentru anul 2018. Și diverse. Inițiator, primarul comunei Veletiu, cel mai mic, Elena Cocuria. Ce este pentru? Este să abțineți. Aș propune să la slăbi domnul calificalizată și face să îi face treaba. Aceeași problemă. 97 am cumpărat o casă din comuna Ilegiu. În 2013 am venit un titlu de proprietate pe schimbii prin modificare. Eu nu mai sunt titular. Nu mai sunt acolo, eu nu am copii. Eu dacă pocnesc că apoi știți două secunde, eu nu mai sunt valabil acolo. Dumneavoastră aveți un contract de cumpărare făcut? Am, autentic, prin notar. Sunteți proprietar, aveți rol la primării deschis, sunteți cetățeanul comunii de Ilegiu. Cum a ajuns acest titlu de proprietate peste mine acolo? Sunteți într-un proces, l-ați pierdut, deja nu sunt mai presus din legi, nici eu și nici Consiliul Local. Pe data de 17 mai avem apel la Bacău, pe data din 4 iunie 2018, am să chem familia Ienea în instanță. Dar nu știu dacă e vorba de... Aceeași probleme. De ce aici? Aveți o tărâre definitivă aici, nu știu, cu executare, cu... Deja sunteți și încătări de oprești din pensie. Din pensie, corect. Păi ceva doare tare de tot aici. Doare, dar când ați mutat... E un teren nedrebnic, e un teren nedrebnic sau toloacă se cheamă ăla. La mine scrie destul de clar. 990 de metri pătrați, cât a fost de la Iliescu, dat atunci imediat în 90, 91 s-a făcut acel titlu de proprietate, care l-a făcut Iene Ileana, nu știu, așa. Și la mine scrie destul de curat în acel titlu de proprietate. Drum și restul de teren al proprietății. Așa la 91. Și acum 97 nu este tot la fel cum l-am cumpărat eu, nu are valoare. Are valoare fiecare proprietar și la teren, nu a fost tot la dispoziția comisiei. Bun, în 2013 a venit cu o parcelă, în 2017 a venit cu o doua parcelă. Care e problema? Dispoziți la fiecare ședință de consiliu local cu aceeași problemă. Bun, eu vreau scris semnat, parafat. Unde locuiesc eu? Unde sunt? Cu cine mă măgiesc eu? Cu cine? Spun. Cu vecinii care aveți acolo, pe care ați dat peste ei. Dacă aveți mai mult teren decât ați cumpărat, sunteți nedreptățiți dumneavoastră, ați cumpărat 2800 metri pătrați, aveți altii 900, ocup 2500, ce trebuie să faci? Scrie clar, drum și restul de teren. Dar lasă domnule, ați notat, interesează ce are altul în curtea lui. Păi, dacă puteai cumpăra 900 de metri pătrați, cum a ajuns, acel... 2500 cum a ajuns acel titlu de proprietate făcut prin fostul viceprimar? Fostul viceprimar, fostul vicepreședinte al comisiei și actualul primar, cu ajutorul primării. Nu știu. Dați încărcată, ne judecați cu cei care sunt vinovați. Bineînțeles, și penal așa ușor, frumos. Penal, DNA, din pot. Ce eu fac cu pot? Mai sunt, nu avem nicio problemă. Deci eu nu am nicio grijă vis-a-vis de primăria Ilegiu. N-ai semnat la tare? Păi da, eu am semnat modificarea ultimei proprietate conform legii, cu fiecare om acolo are 1800 metri pătrați, s-au completat... Mai există vreun cetățean din comuna Ilegiu, care are două proprietăți de desproprietări. Nu luați la capăt, nu mă iau de la capăt, dar pe mine mă interesează ceva. Îmi dați sau nu dați lui Zamână unde locuiesc? Nu te luat la nimic. Nu-mi dat, domnule. Așa, domnule. Ce s-a întâmplat? Dacă aceeași lucru, dacă oamenii de aceeași timp, da, dar nu mă discutăm prea mult. Deci eu, în instanță frumoasă, ne distrăm acolo. Să ne distrați la instanță și a vedea noastră, vă ați așa. Sănătate la toată. Doamne ajută. Deci am cumpărat 1800 de metri pătrați, am cumpărat 900 de metri, se făceau atunci la noastră. Să vedeți 2500, cu unui om, cu 1800 de metri pătrați abuziv, omul respectiv o câștiga procesul în decembrie, îi oprește fiecare lună din pensie cheltuieli de judecată și astăzi el are oile, capul, îi face terenul omului, mă, frate, nu se poate ceva. Au venit cu jandarmi acolo și cu poliții și nu s-au scoat cu executorul din teren. De dumneavoastră. Are bani cheltuieli, nu știu, nu-i trebuie la mine. Hai să-și mă, din mai este ce
cred. Proiectul numărul 1. Mai vin, ești. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anul 2018. Da. Domnul Contar, vă rog frumos. Tot ați picioare la școală. Da, da, da. Da, este vorba de modificarea bugetului cu cele două contracte încheiate în luna trecută cu PNDL. Este influențat bugetul cu suma de 1506,31 lei. Și e vorba de cele două proiecte pe care ne-am sunat luna trecută și care urmează să le licităm. Modernizare, să licităm construcția. Da. Modernizare, dispensare, energie, modernizare, dispensare, brătiră. Cel de la energie sunt mai mari, firesc, da, am un două însumează suma de 1.606. Da. E rectificat pe venituri la partea de finanțare a programului național, la cheltuieli pe capitolul sănătate, în titlul 71 construcții. La următoarea ședință o să rectificăm și căminul cultural, pentru că am avut vizita în teren, am primit notificarea proiectului sindicii, pentru că urmează să semnăm săptămâna care vine și încercăm să facem și pe acesta. Alte discuții? Să punem la preaprobare. Cine este pentru? Împotriva, la abține. Cine la punctul 2? Atât. Proiect de hotărâri privind aprobarea la plată a sumei de 4.751 de pe pentru cu prevalare pentru proiect de asocare de formabilitate. Luna mare. Luna mare. După cum știți, în fiecare lună aprobăm de contul transportul pe blocade didactice, în vorba de suma de 4.071 de lei pe luna martie. Dacă sunteți pentru... Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da, trei abține, pentru că sunt de compatibil. Da, proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Hilegiu la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap pentru anul 2018. Da, aici e vorba de 6 persoane instituționalizate, un copil și 5 persoane adulte, e vorba de cele care au probleme grave de sănătate, cu handicap major, într-un anumite centre din județ, o parte din bani venind noi 35%, 60% Consiliul Județean. Dacă sunt discuții pe tema aceasta... Mulțumim domnului, dar avem doar atât. Da. Să mai mulți, dar avem un... Doar aceștia au ajuns în instituții de genul respectiv și sunt și care sunt în acasă. Sunt familii în comună care au persoane ferească Dumnezeu. Da. Să punem la aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abține? Da. Și un lucru divers. Aici și avea eu ceva de spus. Și eu. Doamna, doamna Stanciu, domnul Bodeca, domnul Bodea, domnul Ligă de Aurbu, ca de fiecare dată. Dar totdeauna cel din tâi, ținând cont că e cel mai vechi consilier local. De acum o să iasă la pensie și el. Adică că e acasat pe perioada de nedeterminată. M-aș vrea de la pensie, nu? Ca să știi niciodată. Da. Ar trebui să luăm să facem un plan pentru sancțiuni, pentru eliberarea de vară, pentru aceștia care pur și simplu aud în pământul. Vreau să spun și o chestie asta, în care vreau să vin cu, nu știu, cu un apel, nu știu, o cerere, sprijin de ajutor din partea dumneavoastră. O să avem bine cazul cu apă, pentru că văd că clima nu ține cu noi. De o lună de zile secetă, secetă așa cum este acum, nu știu că a fost de mult, ca și în august, temperaturi foarte mari, temperaturi ridicate, deja încep să scadă debitul la izvor. Chiar mă uitam aseară, discutam cu un băiat la DDM, un om care chiar își face treaba și chiar e interesat. Vreau să spun că să mulțumim cu tarea făcută. Stai și pe Facebook ceva frumos? Da, pe Facebook, pentru că mi-e puteați puțin. Important este că dacă până mai ieri se consuma undeva la 40-50 metri cubi de apă pe zi, ieri și la altă termen am avut 75-80 de metri cubi. Mie mi se pare foarte... Asta pe teren vorbesc, nu vorbesc. Deci, ce înseamnă 75 de metri cubi, înseamnă, nu știu, 75.000 de butoaie de lei din o tonă. 75.000 de butoaie. Da. Să le punem anunga altul, mi se pare foarte, foarte, foarte mult. Nu, cred că nu vor să înțeleagă.
ce este culmea, cred că voi face o campanie, toate că nu mi-am depus și niciodată mi-am propus treaba asta de debranșare în masă a unor care nu numai că sunt răuplatnici, a cei care sunt răuplatnici sunt și cei care face mai multe probleme. Pe Drăgugești vreau să vă spun că s-a reglat foarte bine treburile. Deja cei mai mulți au apoi trei așa cum au fost la început gândit, care n-au avut și au cumpărat, iar cei care s-au branșat noi, toți s-au branșat mai cu apometru. La teren n-au mai fost branșamente în ultima perioadă, de un an, doi, pentru că cine au avut de băgat și-a poate ce a început, s-au băgat în masă. Nu ascultă, nu înțeleg, nu știu modalitatea care să, nu știu cum să procedez cu ei. I-am găsit cu apometrul pe casă, i-am găsit cu apometrul pe sobă, i-am găsit cu apometrul pe geamă. Deci nu pot să înțeleg. Azi am văzut cineva cu un bărbat, cu doamnul mergea cu culme și rudă cu nevastă mea. Dar asta mulează mai puțin pentru mine, dar chiar mi-a spus că e perișorul nevastă. Nu da cu furtunul fasole. Lasă-o dracu de fasole, vă dar câte fasole mai mâncăm noi azi când găsesc cușa țării la piață? Nu ești mulțumit că spală mașina, spală automat, că ai apă la ghiuvetă și te speli la mâini. Nu știu, nu știu, chiar nu știu cum să procedez. Pentru mine, debranșarea, și n-am făcut-o până acum, înseamnă cheltuială de bani în plus, credeți-mă. Pentru mine trebuie un specialist acolo, hai că o să folosim omul nostru. Îmi trebuie să iau o flanșă care costă bani, 30-40 de lei, să pun plintă, îmi trebuie un traș care sunt săpi, îmi trebuie omul muzeat acolo, plus că nu mai vorbesc, gândiți-vă ce o să întâmple când am săpt la primul om, trebuie să am poliție lângă mine, jandarmi, nu știu că stă în capă. Dar mulți nu o să luau scălinii în portei și nu știu dacă... Sărbunii nu sunt într-o nevoie, dar avem drumul pe care am investit și am le-am modelizat, cu micendru, cu mesuliții betonate. Nici nu știu cum să fac, dar aș vrea dacă ar înțelege ei lucrurile astea. Pentru că până la Dar o să am constatat furt. Nu trebuie din cauza asta. Hai să se făcut bine, dar trebuie să nu se făcut. Nu primar, dați un avertisment pe băiatul ce nu au nimic. Ei când au prea mult, fac risipă. Și atunci, risipă care se va fi cum s-a prea răzăcina cu facului care e cum vrești. Haideți să ținem totuși o ordine, să vorbim fiecare cu. Deci am găsit la gândire instalații artizanale care induceau apa direct în fântânoare. Deci până aici tot ajunge. Dar eu de tot. Nu știu dacă mă arată eu de tot. Și am găsit două persoane pe persoană. Eu tare pui plus de la apă direct în fântână. Și au avea apometru. Păi cum? Nu apometru. Intră o porci și o să tragă. Tu faci apă în fântână și tu nu ai mă. Nu înțeleg. El gândește că o depozitează acolo. Nu ai cum. Chiar să-i filtrează cu pânza freatică. Mai ales că apă nu avea fântână aceea. Am găsit eu personal. Nu. Domnul primar, într-un caz din ăsta, dacă tolerați, e o greșeală foarte mare. Foarte mare. Pentru că chiar dacă prieten fiind, îți câștigi un prieten, dar îți faci o sută, că pe prisma faptului că face prostia care îi depășește omenia, o prostie de asta, pui apă în fântână, îi da. Sună așa, că la surd în două, știți, cam așa ceva? Cauză sau consecințele lui trag 100 de familie, adică poate altul are doi copii și vrea să-i speli și nu poate, dar doar de faptul lui unul pune apă în fântână. Deci e din neconceput așa ceva, și dacă tolerați, e o greșeală fatală. Toleranța unui cauze de genul ăsta afectează. Iar faza că există apă când e greșită sursa, asta au căzut în vedere. Dacă noi avem octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, april și este acum 1 mai. Deci 8 luni, 8 luni jumate, este apă în fiecare zi. Înseamnă că este apă. Da, atunci nu deci este apă pentru consumul normal. Da, absolut. Așa a și fost gândită rețeaua respectivă. Acum mă chinui și știți că avem... Iarna nu udă, nu e nimic. Udă nu se consumă decât pentru usca asta și trebuie să fie așa. Pentru consumul normal este la fără. Udă roșie. Dar știți ce spunea? Că udă roșie alea care n-au fost să mânează și le pierzi. Stăpăciți. Dar nu te face politică de asta, agricolul cu ei. Sunt celelalți descurcații. În afară faptului, dar aduce o campanie de conștientizare la omului, e foarte, adică mi se face niște măsuri foarte... Dar nu se pot aplica. Îi duci la ăla, îi sau la parte, îi duci la ăla. Dar nu te bagă în vântă. Ce ia? Lasă, l-ai tăiat și gata, ce mai spune el. Ia, uite, mă, să până la urmă de nefașa. Nu se poate cum era, băi. Voi încerca, sigur, voi și te brașa câteva familii. Eu zic bine exemplu bun. Foarte bine. Biciu face bine. Citerea exemplului. Cei care nu au la ce care îl primești, nu știu la care îl vede. Cine mai fost ei?
Acolo am văzut primarul. De mi-a tăiat cu gol și de asta ți-a discutat. Ce e cu foarte mare? Că omul te rezi, nu te rezi. 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 Nu ne mai înțelegi dintre loc. Nu, păi da, atunci luăm în Consiliu, domnule, când se întâmplă, mai ales caz de genul ăsta, cu iarbă în fântână, e primul hotărâri din Consiliu, să ia de prea așa, domnule. Nu, și e bun, nu? Legi, clar. Păi, da, atunci dacă tolerați așa ceva, înseamnă că... Și am spus, eu m-am stat și totdeauna m-am oprit din cauza. Ca și cum vreți cauza cheltuielor în plus. Așa. Pentru mine, cheltuială în plus. Pentru că înseamnă, m-am spus, tot ce, ce fac acolo sunt bărbuți pe care îi trăiesc cu tot din banii de la primărie. Eu pe el nu mai pot în casa, adică să mă drept împotriva lui, să mă ajut. Ceea ce pentru mine, de aș, nu știu, aș evita cum se poate chestia asta. Păi te îmbrașați 10 persoane, dar mă stresează. Doamne, nu te îmbrașăm pe nimeni care nu s-a recalul, dar care s-a recalul, ai de îmbrașat, care nu vrem noi să te îmbrașăm pe cineva. Da, în sfârșit, ca și concluzie, trebuie aplicat niște sancții. Da, nu, fixați niște reguli aici. Eu, de exemplu, ca și consilier, o să iau atitudine la niște persoane din sat care le știu când vine apa. Deci, azi persoanele, da, de religiu vorbesc, azi persoanele sunt deschise. Deci, permanent. Eu, de exemplu, azi vreau să vin la ședință, nu aveam apă să vă spăl. Deci, e urât. Da, adică, domnul udă și eu n-am să vă spăl. Din capătul satului, partea de sus și apoi din toată jos. Așa că... Da. Deci, dar la elegiu și mai bun. Pentru că la elegiu am o sursă pe care eu am luat-o de la CAP-ul, pe care nu am control absolut deloc. Din ce cauză? Ea a fost gândită acum 30 de ani, pe spatele casă, pe suiva așa. Nu-i pe drum, toată apa, deci pe partea aceasta dreaptă, spre balcon, numai pe spatele porților oameni. Deci ca să faci o idee, e spatele blocului căminul principal. Deci cum am spate? Nu poți intra la nimeni, nu poți să-i declanșezi. Mai ales când au acometri, aici avem un sistem paușal, 5 lei pe luni, înțelegi? Partea de... Acoperi cheltuiel? Da. Acoperi cheltuiel nu am aici la ele, pentru că apă, apă la ele este mai mult decât la Drăgucești, de exemplu. Nici consumatorul păi da, domnule, mă, dar este, dar este, este la unii și la alții nu e bilo. Partea de ăla unde merge așa persoană și nu stai și spălat cu ei. Păi, da. Păi, ce să mă mai știu? Ce tu faci acolo ei cu apă, care e finanțare cu 1.000 de el? Păi, dar stai cu oameni. Da, gândiți-vă și să ne gândim la niște soluții și trebuie luați niște lucruri. Nu se poate așa. Da, da, da. Cine să scrie la cuvânt? Eu. Doamna. Domnul primar, stimați colegi, e problema cu drumul din Cioarta de Sus. Deci nu pot să urc la vie și mă întreabă oamenii când încep lucrările, când. De 2 ani spunem că facem. Am o mare problemă. Deci drumul din Cioarta de Sus se va asfalta anul acesta, până în punctul Ardelean, autorul este biserică, până e Troița, pe buget propriu, pentru că am prins în bugetul nostru. Lucrăm la proiect deja, nu e o lucrare pe care s-o fără proiect și fără autorizația la drumul național. Nu permit să mă joc cu siguranța mea. Da. Dar, se lucrează la proiect, am făcut intabularea cu 200 mii, am măsurat deja și am intabulat drumul respectiv, am dat până sus. Poate vreodată vom face. E vorba de drumul, primul drum despre Ionești, ăla se modernizează prin betonare. Avem și proiecte pus pe cel din mijloc, pe 572, da. Care nu știu dacă va intra. Ăsta de la Ciortea, primul, partea asta, dreaptă, ultimul, cum te spune despre Ionești, îl vom face noi. Eu cred că maxim o lună jumătate ne vom ocupa din lucruri, poate și mai repede. Fac proiectul și am nevoie de autorizație la drumul național. Dar fără avizor nu pot să... În cel mai rău caz o să lăsăm 2-3 metri să nu ne legăm la drumul național, că practic are aici toată treaba. Domnule, dar ce o să poți să fac creștere? Ce nu-ți dă avizul, domnule? Eu știu dacă nu-l dă avizul, ce? De ce am? Uite, dacă nu-i intrăm în proprietatea lor, care e? Tot pe banii noștri, că avem bănuți, noi avem spre alte diferențe de alte primării, noi chiar avem niște bani pe care putem să ne facem treaba anul ăsta. Proiecte mici pe care le-am început și care le efectivez cât de repede la costea pe nu știu, dar astea mari la drumul de la Ienegiu, pe aleia pe care am să o facem până la Tinoasa. Am terminat documentații, am depus avizi, am primit avizi la mediul de sus. Ce fac de mâna zonă, când nu l-am primit? Nici nu avem. Dar noi avem partea publică a Comunei Ienegiu, este intabulată, nu? Deci documentația de depunere pentru obținerea avizului la drumul național este mai stufoasă decât proiectul tehnic, nu știu dacă nu credeți. Este mai stupat. Noi avem intabulat un metru 20 de la gard spre interior, spre drum, știi? E exact ce ne-ar trebui nou. Numai că se suprapune prețeaua aceea de apă care e băgat în pământ.
dar o să mergem pe sistem de pavele, pavași, da, și poate interveni. Am scos patru pavași, am lucrat, nu știu ce facem. Eu zic că nu-i va da aviz aici, dar sunt, nu știu atât de la lume că iubesc, zic. Ne pune o prezie și ne stăm pe loc din cauza că nu putem obține la timp avizii și avizare și tot felul de prostii, că te nebunesc, nu poți să-mi zerei, nu vin notificări. Dar are cine zgâlții pe aia care stau cu birourile așa. Să știți că asta e cauza, nu vă spun ce trec eu acum, că poate nimeni să o spun în fața camerei, dar o spun cu adisul, cu nebunia. Am probleme în fiecare zi, adresul de la adis, cu nebunia asta, cu un menajer. Îmi am în fiecare zi, acum mă obligă să... Legea mă obligă, ți-a spus, nu am ANRSC, licență. Ca să o obținem, noi trebuie să facem un serviciu public, cu supunerea Consiliului Local, unde pe lângă cei patru angajați necalificați, trei salarizori și șoferul, va trebui să angajez, dacă fac serviciul acesta, un administrator și un contabil, că nu poate să funcționeze nimic fără încă două persoane în plus. Pentru mine înseamnă cheltuială în plus. Pentru mine, o socialitate comercială gen DPP sau nu știu care vreți să vedeți dumneavoastră, înseamnă dus în cap. Credeți-mă, noi la bugetul care am la Helegiu, eu am 7 miliarde pe care le bazez în fiecare an venituri și cheltuielile din taxe și impozite. Dacă mi-am un serviciu de utilități publice pe care să-l întrețin eu cu 5-6 miliarde pe an, ar trebui să plătesc 5 oameni, să strâng un oameni din sat și să nu fac nimic. Deci nu pot să fac lucrul ăsta. Ei mă obligă să fac, primesc acum printr-o sursă neoficială, când spune că și Helegiu va intra cu gunoiul la Bopres, pentru că nu are licența de acces și nu-l primim în ramă. Dar culmea e că sunt de acord, să nu opresc să le ia. Dar nici nu opresc să nu o să le ia, pentru că ei au licitat pe un anumit număr de comuni. Deci fac o altă licitație, un alt operator să vină să-mi ia gunoiul la Ghilegiu. Dar ce fac eu cu patru oameni care i-am de 2006 la Ghilegiu? Sunt patru oameni care își fac treaba. Gândiți-vă, gândesc pe perioada asta, ieri au cărat două mașini din Brătila. Și a treia este mai mult de jumătate. La ora 6 și ceva au venit din Brătila Audimază, pe partea de Muntenie, de la Bumar. E foarte muncă, nu foarte mare lucru. Sunt trei oameni, mult de muncă. Lumea învățat să scoată la drum. Nu e foarte bine. E foarte bine. Am avut control de la Apele Românești și la Garda, la Apele. Vreau să spun că zonele acelea care erau vulnerabile și se vedeau de mașină, au cam dispărut. Mai puțin pe aici, pe acolo, mai am dat un știu mai buși pe la fel, dar nu mai e cum era înainte. În schimb, în afara comunii, dezastru. Am fost pe fabrică, acolo pe unul de tine, să știți, o multidivizierie, acum trebuie să duc cu butilajul, să văd ce soluții găsesc, să-l strângă, mați, dar de acolo. Tu m-ați văzut pe deal, că ajungi cu căruța, da, ajungi cu căruța, prietul cu noi pe deal, nu o poate să înțeleg. Da, la noi, la mers la mănăstiri, la deal, tu am. Dar la voi am rămas în centrul comun, în spatele școlii. Aia e problema acolo. Acolo a rămas în restul, în restul moș, să vă zic eu, să n-am treabă, să dau multe. Aruncați încălzarea cu Gelbușa, ține. Nu poate nici cu ori în centru să ajute și pe drumul șef. Dar pe drumul șef, e dezastru ce acolo. Au dat foc în centru de reșuri, la stația de autobuz. Ce le-a făcut stația? Asta nici nu fac ungea. Ea se poate găurită, poate nu știu ce are. Și altcineva ce zice. Eu mai am încă două probleme. Așa, este vorba de centru de creiere, programul de acolo. Toți tinerii îmi lasă mesaj, îmi scriu. Dar nu e așa, e și acolo. Dar trebuie să meargă să strige pentru cheii, pentru... Și e jenant așa cumva. De ce să strige? Dacă e de la 8 la... 12. Și în fiecare zi la 8 la 12? Programul este afișat. Nu este exact. Programul este afișat. Asta e foarte bine când mergi acolo. Știți că eu nu știu lucrul ăsta. Ea trebuie să știe programul. Dar domnului ce știe programul? Cum? Dumneavoastră știți mai bine programul ăla. Eu nu știu. Eu l-am pe ușă. L-am făcut pe telefon. L-am... Când Alina vine la pensiune, este închis. Deci nu vreau să fie nici răutate, nici nimic. Pur și simplu am messengerul plin, deci nu-i deschis centru. Vor să se ducă seara așa și... Se poate, domnule, sâmbătă și duminica. Cumva să-mi organizăm... În zile de azi, te lasă cu copchii la treabă, să știu părinții. Nu toată să da așa. Nu am înțeles. Eu cum poate și eu la... La fine, nu spui că am făcut de așa. La fine, nu, sunt ce am venit sâmbătă. Să am venit sâmbătă. Nu, nu știu mai medicamente. Nu știu la mine. 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 Eu cred că putem să o scoatem din... din august. Sau la casare. La sală. Putem să putem să-l vindem. Legea ne obligă să dăm către alte instituții.
care au nevoie de el. Așa de spun, într-o fază de cer. Noi acum o luăm mașină de la Medi, de exemplu, la lecția de mediu are niște logamă 2007, 2008, 2009, mult mai bun decât MCV-ul nostru și am solicitat și eu un logan în acela. MCV-ul dat la poliție. Nu, nu cum să mai folosim deloc, că e ca un jurijor. Dar da, așa e aici, la fel vei, domnul Băcin. Deci, tractorul, dacă e casău, trebuie dus fie către o instituție, dacă e una care solicită, dacă nu, trebuie către o firmă cu gen Remat, care să-ți dea o factură pe ea și să te poți cădea din gestiune. Nu e ei să se dea de acolo și să-l dau o vasărică să facă nu știu ce cu el. Și mașina aia o ții degeaba. E un tractor care eu sunt de 10 ani la primărie, nu l-am pornit niciodată. Dar nu știu dacă mai pornește, dar Alte probleme mai aveți, doamna? Adică, mers cu bodul îndreptat, nu neapărat de stat profesional. Pui două porți acolo și... Eu aș vrea să fac un diferent de fotbal, eu tot ce m-am spus la Ciota, e la Ciota. Și loc mult mai mult de... Dar nu am bani am mult, n-am ce n-am vrut să vedem, nu știu, de rectificat de buget, m-am gândit eu. Acolo e totuși mic pentru diferent de fotbal. Așa că ați luat și copiii, da, de oficial, nu o amenajat, o gândit. Da, poate de mereu. Nu, și acolo o să vedem ce o să găsim toți cândva, cine o să mai fi primar, peste câțiva ani, să găsim o hântă de făcut ceva, nu știu ce, pentru comună. Adică mâine și de astea sunt un eu, le facem și nu trebuie de mai întrețin. La Amflatren, Amflatrăugești, Amflatcentru. Încă de bine, fata asta a fost la centru și nu cu apărarea, chiar dacă poate ne trebuie problema mereu, dar îl ține curat. Adică eu văd mereu că e vorbit, văd mereu că e zucrăi pomii tăiați, curățați, cozit. Dacă n-ar fi fost de acolo, vă garantez că era plătit la producere. Așa este. Problema este că nu știm exact programul. Nu, o să discutează programul, o să discutăm. Chestia cu programul o discut și vă garantez că se va respecta. Adică nu discutăm altfel. Da, ce mai aveți? Ce-am dat? Noi avem un program de oraș care chiar e funcțional, dar nu la nivel macro, pentru că selectam degeaba, până am o să depozitez. Eu la selectez, îl iau selectiv și îl duc la rampa de la Băcescu, îmi l-amestecă și îmi eu acum, chiar ieri sau la altăieri, am dat 900 de kg de hârtii, de exemplu. Îl dăm pentru necătimertul trans, vine și îl ia de aici hârtii și plastic. Celălalt de care strângi la om este foarte greu, să știi, de o primă fază, dar cred că se va ajunge aici. De ce? Pentru că în momentul în care de la Bacău vor deschide cerul la 2 sau cel la 3, nu știu care e o selectivă, atunci o să ne oprim și presi, mergem cu container de... De ce am gândit așa? Bun. O să vin, da, nu știu, poate vine un presi, vin. Nu o să poate să intre peste tot. Nu. Clar. Da? Clar. Cum nu intră niciodată. Domnule Sator. Noi, făcând chestia asta, se poate, zic eu, poate putem aduna, este o platformă online pe care se poate vinde. În afară de asta, la noi în România, la Buzău, se importă cu noi. Se importă cu noi. Și atunci din Croația sau din țările vecine. Pentru că nu avem la ce procesa. Eu am fost... Și atâta timp, eu nu știu, nu văd pe asta la nivel național, că, de exemplu, la Bacu, spui și toți ce s-au mestit acolo. Deci, și el nu are nevoie. Bine, eu știu, adică eu înțeleg care-i treaba, ce se întâmplă. Dar logic nu are logic. Când am avut noi conflictul cu mâinile astea. Dar cred că sunt niște interese. Am dus în la Bucur. La Bucur este un operator la fel care strânge tot Bucur și apoi câteva comuni din zonă, îl strânge fără să selectezi, el nu are nu știu ce mașini care îl presează la care foarte mărbun ce a scos. Și restul zice că de fabrica de ciment de la Bicaz e o afacere profitabilă de care omul ăla și-a făcut un imperiu acolo la Bucuș. Am vrut să duce și noi acolo, că nu o primea la Bacău și restul când la Băcesc, când la Bucuș acolo ajung. Într-o primă fază m-o primit, după aceea telefoane nu mă mai primit. Discutam cu cineva cu un turc, am un prieten, să spun, la Bacău, Emirat, care are o fabrică de
de astea. Spunea că tatăl lui, care e primar acolo într-o zonă în Turcia, nu știu unde, la fel au în caz și fotografii, chiar video multe dintre ele, la fel o fabrică imensă în care procesa tot gunoiul ăsta menajer și făcea combustibil pentru nu știu ce. Deja s-a făcut și nouă. Iar o parte îl ardea în un subsol și făcea curent electric, în general energie electrică. Se face undeva pe la Baia Mare, cred că? Da, da. Bine, asta e mai așa. Am văzut să fac prima fază. Eu asta e de partea din Moșchei, față de le-am balotat. Noi avem un drum care se întâmplă. Și mă gândeam, nu se mai strânge atât de mult de dealul cum se trece. Dacă se trage confesor. Am la timp când nu vine la stângerea noastră în jos. Nu, se poate schimba aici, local, cât e la mișcutis. Trebuie un angajat, trebuie mult de politar. Nu o să-i dea foie să avem șaute, rampa noastră, că se închise toate. Spază, vieții. Da, mai aveți ceva după stăcă de... La biserică, la religiu, când sunt sărbătorile astea legale, partea ortodoxă. Se parchează mașini și pe parte și tău. Știu. Din nu mai poți să iei legiu. Să se iau că... La toate biserici. Pentru că avem și acum în acest doi lucruri. Când ați fost Sfântul Gheorghe acasă, așa, vedeți ceva peste fiecare șansă acea periață. Regolă. Regolă să-i pun ceva acoperit cu fier, cu ceva, pentru că văd și eu, e foarte multă lume, ne-am învățat să-mi comori. Regolă, știam și eu. Staționarii, trebuie să se parte la altă, gata. Nu uite, în Italia, să facem chestii. Șansul, da, să te iei dar nu sunt uite că nu au cate învățat. Mai să facem niște campanii de ăsta, un copil, de ăla. Da, da, de la Belogea sau nu, care a trebuit. Dacă tot venim vorba de toate ieșirile s-au înfrat toate, cum e centrul la Vale, mai tăi la Delen, Balan, s-au lăsat terenul, deci când ieși pe asfalt și intri pe drumul pietruit, s-a format un prag. Nu că am balat, am ferat săptămâna asta, da, pot să stăm 3-4 mașini pe zi, pentru că cel cu care am contract încheiat și e ce situație peste tot, are și alte servicii, mai e un sort, mai mult de 3-4 și nu trebuie de nici să ajung așa. Am dus la Bătina acum, am făcut ce aduțeam o câteva mașini pe zi, mai am redus, am dus la acolo, la Fântăneri, unde era lumea nemulțumită, cu asta era de ala, am reușit și am pus-o la punct de cât am cărat balat, am cărat la pe Valea Rea, pe sus, m-am vești în sat, n-avea cum am vrea. Acolo cred că este una care vine apucă din betonat, cu panta aceea până la Ciușmea. Sper să spune care vine. Uităm la nu și mai se lucrează, de ce să o ții găsesc. Mai am o... Cum se ocupă de fonduri. Nu mă refer de fonduri europene. Sunt fonduri de ierveție, cum știu că cu ierveție, ierveție e nevoie. Dar are un parteneriat cu Uniunea Europeană. Și ei, colaborând cu diferite state, chiar și la Polonia, și Colombia, diferite localități, știi? Și ei au un barcă de ăsta care trebuie să dea anumite fonduri pe anumite direcții, știi? Și asta mă gândeam. Trebuie încercat, văzut. Bun. Adică studiat. Intermediat cu studiat. Și norvegenii să facă. Eu, ăștia fac doar un singur lucru. Scapă de gunoarele lor și beneficii. Păi eu, fundații, de ne aduce aici second hand-uri de nu mai puteți scăpa de ele. Nu mă jucăți cu noi. Deci, deci de exemplu, eu mai deștept de 10 ani decât... Am avut o specială aia de 100, poate. Care mă găcam cu mine, nu mai puteți scăpa de ele. Ia făcut la alte biserici. Două tipuri de gunoaie. Că am ceva, domnul. Da. Domnul Ligăzanescu. Domnul primar. O gavioară era la plătire. Proiectantul era nu știu, a fost iată, a fost de mori. Care de bine? Ai la tine față? Acum mai trebuie cel puțin într-o parte, plus 6 metri, într-o parte, 2 metri. Îi bate apa acolo unii... Că îi mai bat cu unul, două, de două, de zi. Păi, dar dacă vine o apă, nici nu mai este pânul cel mai bun. Nu l-am la mișto. Dar nu dacă mai fiți mai bun, mai bun. Mai bun, trebuie să domnul primar, tot încercăm să luăm decizii la nivel înalt, nu toate așa. Hai să ne ocupăm de problemele locale. La noi, la Drăgucești, acolo, cu cei care lucrează la drumul național comunal, atâta au un talent oamenii ăștia, se apucă din 7 locuri lucrează, dar niciunul nu termină. Ați văzut pe ulița acolo, unde au capat la Bătăreți, a rămas un metru, săptămâna trecută era o căruță acolo, nu știa la ce să facă, să taie animalul, să-l bată, să-l scoate. Da, unde deci chiar la George Ștefănache. A rămas un metru de azi, doamnă,
Au venit, lucrează un an de zile, nici nu s-au apucat de acolo. Nici, sunt nicio formă. Lucrează vreo 4 puncte. Da, exact, în 4-5 puncte. Da. Domnule, din partea mea să vină cineva. Sau dacă mă delegați, eu o să mă ocup de pe bă, fraților, ați terminat aici. Păi ce mă mai departe? Am început peste tot, așa, și cu talonga, de liga, să curăști, să nu mai zic. Stai și nu, nimic, înțelegem, domnule, trebuie să lucrezi. Intervenții, la final lucrare. Da, da, totuși, la final lucrare. Dacă așteptăm cu găuri acolo, și mai în alte părți, până termină lucrarea, 5 ani, ce facem? N-am adică, ce mai dirigintele și o trimite să stea de vorbă un pic cu mine, în calitate consilier local în statul respectiv. 4 iunie lucrarea este finalizată, așa cum spune. Domnul Marge, vorbesc de modul cum lucrează, adică lucrează parcelat și răsfărat și aote. Nu, dar nimic, e treaba lor, ei își plătiți așa cum sunt plătiți, dar cineva îi responsabilizează. Vis-a-vis de treaba asta, dacă ai 2 metri acolo, cum ai putut lăsa 2 metri de rigolă în care lumea intră și pățește ce pățește? Te-ai apucat mai sus de... Ieri lucrau 4 puncte. Aici la ieșit de ghe pe stânga, unii zidul de sprijinea, a fost acolo 2 rigole, 2 capi de rigolă. Erau acolo la pantale, la zidul ăla de sprijin. Și erau și jos, dacă mă așa, unui pământ acolo. Mai da, bun. După aia, vis-a-vis de gunoi, vă spun următorul lucru. Adică, propun, dacă dumneavoastră sunteți de acord și tot la nivel de comun, eu nu cred că va fi un lucru rău. Dom'le, punem undeva niște cuantaje selective, da? O selectare așa, mai la început. Care cu temă să mergem acolo, nu zice domnul Toică, dar de început. Pe turul într-un loc, dacă putem face 3 puncte într-un sat sau 2, sau 1, dar vă spun, propun următorul lucru. În momentul când ai dus cuantajele, și o cameră de supraveghere. Pentru că dacă vine nea Nicolae și aruncă sticla peste pet, n-am făcut nimic. Și ușor, ușor să-i tragem un pic de... Așa, da, să-i... Vă-ți toate astea pe domnul înseamnă investiții și bănuții. Domnul primar, deci în limita posibilităților, dar în momentul în care... Să cu contagiile care sunt destul de mari, trebuie să dacă începe cu 4 contagii la 4 sate și 4 camere, nu e atât de costurătoare. Clasă, betonată... Dar trebuie să facem, va fi de viitor, vă spun sincer, că nu o să putem merge spre un vale într-o zi. Aș începe la Hilegiu, 2 puncte, aici în spatele magazinului cu operații și undeva pe partea blocului la... Eu zic că mi-a bine undeva fizicul decât pe spate. La moț? Că dacă nu puneți în spate, găsiți și altceva în loc de gunoi. Știi? Aș... Că folosesc toaleta, am început. Vă spun că așa e treaba. Cât de greu mesti și cu implementarea asta cu străduții și cu lumea. Că vom dau la altă. Am dus și am pus străduții așa cum a fost denumit, nu ne-am mai căpat, nu ne-am mai greșit, nu ne-am grăbit. Recunosc că puteam să mai schimbăm, din obiect să mai venim cu... Dar nici nimeni nu a venit în sprijinul meu, nici... Ok, am discutat cu Delei cu Pahomi, m-a nebunit cu Pahomi, e Pahomi, e Doamne iartă. Nu știu, pentru mine Pahomi acela e un erou a sa, așa-l văd. Nu, fost o mură, s-a făcut o biserică acolo, în fine, ia să fie oricine altcineva, mai puțin contează. Domnule, am pus la Costel Vodă, de exemplu, strada Ștefan Vodă. Păi ești un nebun afară cu toporul, praf. Chiar un bosac, păi ești toporul afară, am făcut o praf. Acum am început să ducem numere, am început cu Hilegiu. Acele plăcuți de la casele, de la strădă, suportăm noi când dă voie legea. Numerele individuale trebuie plătite către proprietate. Am început cu Hilegiu, am dat comandă, am venit plăcuți de ieri, sunt aici toate, din miercuri, pentru că suntem liberi, nu știu, în marți, cum o nebun. Nu știu mai, da? Unde e o mare cu liberele? Da, e că poate. Vă trebuiați la fiii care să-l casezi 6 lei. Sunteți dumneavoastră care oricât de treabă o să am eu cu fiii care stau la poartă, se dau plăcuța de 6 lei. Dar plăcuța de 6 lei. Vis-a-vis de plăcuța de 6 lei, fără legătură. Era bine să le făcut metalice și cu sprijin. Acolo unii sunt stâlpi. Să fi fost pus pe stâlp, cred că era mult mai bine. Și undeva mai sus. Aluminiu. Pentru că pe gard, nu o să prea rezultate. Oriunde mergeți în orice comună care au inventat lucrul ăsta. Dacă mergi unul la așa și mai ales alea europeni, vă spun că așa stau. Da, dar n-am peste stâlpii la colțul străzi. Dar n-am peste tot la colțul străzi. Unde avem, am zis, am specificat. Unde sunt, e mai bine. Pentru că... Dar nu știu, pentru că e așa o mântrie. Pe gardul, vreau să am acolo frumos o inscripție nouă care scrie satul, strada, nu știu ce, e vreau să numești. Ești cu toporul și o să o rup, nu? Da, clar, asta înseamnă... Nu e mai să mai scrie ceva urmând? Nu, mulțumesc. Dacă nu, de mai închisă ședința de asta.